Cum să devii persoana pe care toți vor să o cunoască? Oricine a fost vreodată oaspetele lui Theodore Roosevelt a fost uimit de vastitatea și diversitatea cunoștințelor sale. Indiferent dacă vizitatorul său era cowboy, ofițer de cavalerie, politician din New York sau diplomat, Roosevelt știa ce să spună. De fiecare dată când președintele aștepta un vizitator, stătea până târziu în seara dinainte, citind despre subiectul de care știa că oaspetele său era cu deosebire interesat. Pentru că Roosevelt știa, după cum știu toți liderii, că drumul regal către inima unei persoane e să vorbești despre lucrurile pe care aceasta le prețuiește cel mai mult. Genialul William Lyon Phelps, eseist și profesor de literatură la Universitatea Yale, a învățat această lecție de vreme. Când aveam 8 ani și am petrecut un sfârșit de săptămână acasă la mătușa mea, Libby Lindsley, în Stratford on the House Atonic, a scris el în eseul Natura umană, un bărbat între două vârste a venit în vizită și după un schimb politicos de cuvinte cu mătușa mea, mi-a dedicat întreaga sa atenție. La acea vreme se întâmpla să mă pasioneze vapoarele, iar vizitatorul a discutat pe acest subiect într-o manieră care mi s-a părut cu deosebire interesantă. După ce a plecat, am vorbit despre el cu entuziasm. Ce om! Mătușa mea m-a informat că era un avocat din New York, căruia nu-i păsa deloc de vapoare, că nu manifesta nici cel mai mic interes față de acest subiect. Atunci, de ce a vorbit tot timpul despre vapoare? Pentru că este un gentleman, a văzut că te interesează vapoarele și a vorbit despre lucruri despre care știa că te interesează și îți plac. S-a făcut agreabil. Și William Lyon Phelps a adăugat: nu am uitat niciodată remarca mătușii mele. În timp ce scriu acest capitol, am în fața mea o scrisoare de la Edward L. Califf, care a activat într-o organizație de cercetași. Într-o zi mi-am dat seama că am nevoie de o favoare, a scris domnul Califf. În Europa urma să fie organizată o întâlnire importantă a cercetașilor și doream ca președintele uneia dintre cele mai mari corporații din America să sponsorizeze cheltuielile de călătorie pentru un băiat de-al meu. Din fericire, chiar înainte de a merge să-l văd pe acest bărbat, am auzit că primise un cec de $1,000,000 și că după ce acesta a fost încasat, el l-a rămat. Astfel, primul lucru pe care l-am făcut după ce am intrat în biroul lui a fost să-l rog să-mi arate cecul. Un cec de $1,000,000. I-am spus că nu mai știam pe nimeni altcineva care să fi scris un astfel de cec și că voiam să le spun băieților mei că am văzut într-adevăr un cec de $1,000,000. El mi l-a arătat bucuros. L-am admirat și l-am rugat să-mi spună cum îl câștigase. Observi, nu-i așa, că domnul Califf nu a început prin a vorbi despre cercetași, despre evenimentul din Europa sau despre ceea ce dorea. A vorbit în termenii lucrurilor de care era interesat celălalt bărbat. Iată rezultatul. Dintr-o dată, bărbatul pe care îl vizita m-a întrebat: apropo, pentru ce ai venit să mă vezi? Așa că i-am spus. Spre marea mea surpriză, nu doar că mi-a împlinit imediat cererea, ci mi-a oferit mult mai mult. Îl rugasem să trimită un singur băiat în Europa, însă el a trimis 5 și pe mine însumi, mi-a dat un cont de credit de $5,000 și ne-a spus să stăm în Europa 6 săptămâni. Mi-a oferit totodată scrisori de recomandare către președinții săi de filială, punându-i la dispoziția noastră, și el însuși ne-a întâmpinat în Paris pentru a ne arăta orașul. De atunci a oferit locuri de muncă câtorva dintre băieții ai căror părinți se aflau în nevoie și este încă activ în grupul nostru. Dar știu că dacă nu aș fi aflat ce-l interesează și încercam să-i trezesc mai întâi interesul, nu mi-ar fi fost atât de ușor să-l abordez. E oare aceasta o tehnică valoroasă în afaceri? Este? Să vedem. Să luăm exemplul lui Henry Duvernoy de la Duvernoy & Sons, o companie de produse de panificație din New York.
Domnul Duvernoy încercase să vândă pâine unui anumit hotel din New York. Îl vizitase pe manager în fiecare săptămână, vreme de 4 ani. A mers la aceleași evenimente sociale la care participase și managerul. A închiriat până și camere în hotel și a locuit acolo în speranța că va obține contractul. Însă nu a reușit. Apoi, a spus domnul Duvernoy, după ce am studiat relațiile umane, am reușit să-mi schimb tacticile. M-am decis să aflu ce-l interesa pe acest bărbat, ce-i stârnea entuziasmul. Am descoperit că era membru al unei societăți a directorilor de hoteluri numită Hotel Greeters of America. Și nu era un simplu membru. Entuziasmul său efervescent i-a adus numirea nu numai ca președinte al organizației, ci și pe aceea de președinte al International Greeters. Indiferent unde se desfășurau convențiile organizației, el era prezent. Astfel, atunci când l-am vizitat a doua zi, am început să vorbesc despre Greeters. Ce răspuns am primit? Ce răspuns? Mi-a vorbit o jumătate de oră despre Greeters cu o voce vibrantă și entuziastă. Am putut vedea cât se poate de clar că această societate nu era doar un hobby, ci pasiunea vieții sale. Înainte să ies din biroul lui, mi-a vândut un abonament de membru în organizația sa. Între timp, nu am spus nimic despre pâine. Însă, după câteva zile, un administrator de la hotelul său m-a sunat și m-a invitat să vin cu mostre și oferte de preț. Nu știu ce i-ai făcut bătrânului, mi-a spus administratorul, însă l-ai cumpărat sigur. Gândește-te puțin. Îl bătusem la cap pe acel bărbat vreme de 4 ani, încercând să-i obțin contractul și încă l-aș mai fi bătut la cap dacă nu mi-aș fi dat silința în cele din urmă să aflu de ce anume era interesat și despre ce îi plăcea să vorbească. Edward Harriman din Hagerstown, Maryland, a ales să trăiască în frumoasa vale Cumberland după ce și-a încheiat serviciul militar. Din nefericire, la acea vreme existau puține locuri de muncă în zonă. Cercetând puțin, a descoperit că unele companii din regiune erau fie deținute, fie controlate de un rebel neobișnuit al lumii afacerilor, R.J. Funkhauser, a cărui tranziție de la sărăcie la bogăție l-a intrigat pe domnul Harriman. Cu toate acestea, se știa despre el că e inaccesibil celor care căutau locuri de muncă. Domnul Harriman a scris: am discutat cu un număr de persoane și am descoperit că interesul său era ancorat în dorința de putere și de bani. De vreme ce el se protejase de oameni ca mine prin utilizarea unei secretare devotate și neînduplecate, am studiat interesele și scopurile acesteia și abia atunci am făcut o vizită neanunțată în biroul ei. Fusese satelitul domnului Funkhauser vreme de aproximativ 15 ani. Când i-am spus că aveam pentru el o propunere care i-ar putea aduce succes financiar și politic, ea a devenit entuziasmată. Am discutat cu ea și despre aportul ei constructiv la succesul înregistrat de acesta. După această conversație, a programat o întrevedere pentru mine cu domnul Funkhauser. Am intrat într-un birou uriaș și impresionant, hotărât să nu cer direct un loc de muncă. El stătea în jurul unui birou mare, sculptat și atunat către mine. "Care-i treaba, tinere?" eu am spus. "Domnule Funkhauser, cred că pot face bani pentru dumneavoastră." El s-a ridicat imediat în picioare și m-a invitat să mă așez pe scaun mare, capitonat. I-am enumerat ideile și calificările mele. A trebuit să detaliez aceste idei, precum și felul în care vor contribui acestea la succesul său și al afacerii sale. RJ, așa cum mi-a devenit cunoscut mie, m-a angajat pe loc, iar timp de 20 de ani m-am dezvoltat în cadrul întreprinderilor sale și am prosperat amândoi. A vorbi în termenii intereselor celeilalte persoane e rentabil pentru ambele părți. Howard Herzig, un lider în domeniul comunicării cu angajații, a urmat mereu acest principiu.
Când l-am întrebat ce recompense îi adusese aplicarea principiului, domnul Herzig a răspuns că nu doar că a primit o recompensă diferită de la fiecare persoană, dar în general faptul că își îmbogățea existența de fiecare dată când vorbea cu cineva reprezenta marele câștig. Principiu: modelați-vă discursul în conformitate cu interlocutorul. Mulțumim că ai ascultat acest material. Sperăm că ți-a fost de folos și te așteptăm din nou pe canalul nostru cu materiale noi pregătite săptămânal.